Urmează o nouă istorioară din care vedem că acela căruia Domnul i-a făcut bine nu trebuie să uite niciodată acest lucru, ci să-l slăvească totdeauna cu bucurie pe Domnul. Viermișorul salvat. Un om al lui Dumnezeu dorea să arate oricui ce mare bine i-a făcut lui Domnul nostru Iisus Hristos și cum a avut milă de el. Într-adevăr, el fusese salvat nu numai de la moartea sufletească, la care îl duc păcatele pe orice om, dar chiar și de la moartea trupească, la care era să ajungă din pricina frământărilor lui sufletești, în care îl dusese necredința și neascultarea lui. Nu știu alții cum simt, zicea el odată unui prieten al său, dar eu nu voi putea spune niciodată îndeajuns cât de bun a fost cu mine Hristos. De altfel, el este tot așa de bun cu orice om, numai că puțin văd și recunosc acest lucru. Eu aș fi mort de mult în cea mai mare nefericire dacă Hristos n-ar fi făcut o minune mântuitoare cu mine, dacă bunătatea lui nu s-ar fi îndurat în chip deosebit de mine să mă salveze. Dar ce spun eu că o minune, când el a făcut nenumărate minuni, dar eu nu le-am văzut decât atunci când a făcut-o pe aceea și de atunci încoace. O, cât de bun, cât de nemărginit de bun este Dumnezeu! Tocmai treceau printr-o pădure el și prietenul său când îi vorbea astfel, și omul lui Dumnezeu nu înceta să-i vorbească prietenului său, adesea cu ochii scăldați în lacrimi, despre marea dragoste și bunătate care ne-o arată zilnic tuturor Tatăl cel Ceresc. Dar uneori și unora Dumnezeu își arată, prin uimitoare minuni și binefaceri, o grijă deosebit de mântuitoare. Totuși, ce ți-a făcut ție Hristos? Îi zise prietenul său de drum. Că îl iubești chiar așa de mult și vorbești despre el cu atâta putere. Iată ce mi-a făcut, zise credinciosul. Stai și privești. Și oprindu-se în loc, se apucă să adune niște surcele din pădure cu frunze uscate și cu iarbă și le făcu un cerc. Luă apoi un viermișor din iarbă, îl așeză în mijlocul cercului de vreascuri uscate, cărora le dădu foc și începură să ardă. Viermișorul, simțind primejdia morții, o luă într-o parte, vrând să scape din mijlocul focului, dar dete de flăcări. Repede o luă în cealaltă parte, dar nici acolo nu era nicio salvare, dete tot de flăcări. Și tot așa încercă în toate părțile, fără nicio ieșire. Văzând că orice nădejde este pierdută, viermișorul se duse la mijlocul cercului de foc și se întinse așteptând moartea. Dar în clipa aceea, credinciosul întinse mâna, luă viermișorul și îl trecu peste flăcări în iarba răcoroasă. Iată, zise el apoi prietenului său, aceasta mi-a făcut mie Hristos. Întocmai ca acest viermișor ajunsesem și eu, înconjurat din toate părțile de necazuri și de flăcări. Am căutat atâta vreme o salvare în toate părțile, dar frământările și durerile sufletului meu erau din ce în ce mai chinuitoare și orice cale de ispășire și de izbăvire părea pierdut. Însă în ziua în care eram hotărât să-mi pun capăt vieții mele deznădăjduite, Hristos m-a salvat. El a ascultat strigătele mele disperate, mi-a auzit rugăciunile, i-a fost milă de mine și cu mâna lui străpunsă de cuie pentru mântuirea mea, m-a izbăvit de moarte și de păcat și mi-a dat o nesfârșită și strălucită bucurie prin puterea Duhului Său Sfânt, prin arătarea minunată a feței sale strălucite și iubitoare. De aceea, în toate zilele vieții mele aș dori să-i aduc numai laude și mulțumiri pline de recunoștință.
dar, spuse el mai departe prietenului său, ție Hristos nu ți-a făcut nimic neobișnuit? Ba da, răspunse prietenul său, cu fiecare om Hristos este bun, în chip neobișnuit. După cum o mamă, chiar dacă are oricâți copii, fiecăruia dintre ei mama îi face câte ceva neobișnuit. Astfel, fiecare are în chip deosebit parte de iubirea mamei lor și fiecare trebuie să-i fie personal recunoscător pentru aceasta. Dacă este așa, zise credinciosul, vino să ne rugăm chiar aici în mijlocul pădurii, să-i mulțumim lui Dumnezeu din tot sufletul pentru dragostea care ne-a arătat-o față de fiecare dintre noi, în Hristos Domnul nostru și în tot felul bunătății și iubirii sale, și să-i lăudăm bunătatea sa și să-l lăudăm pe el pentru toate gândurile lui minunate față de noi și față de toți oamenii. Și îngenunchind se rugară, Iisuse prea dulcele și scumpul nostru Mântuitor, îți mulțumim din tot sufletul pentru dragostea cea mare cu care ne-ai iubit și te-ai jertfit pentru mântuirea noastră. Te-ai jertfit pe cruce, ți-ai vărsat sângele tău sfânt, iertând păcatele noastre, luând vinovăția noastră asupra ta și ne-ai împăcat cu Tatăl Ceresc, dăruindu-ne o fericită nădejde. Îți mulțumim neîncetat pentru bunătatea și grija ta cea scumpă, arătată față de fiecare dintre noi, încă de pe când eram în clipele cele mai deznădăjduite și mai nepăsătoare ale vieții, la un pas de pierzarea veșnică. Te rugăm, Doamne Iisuse, trimite mereu peste noi Duhul Sfânt de la Tatăl și Duhul Sfânt să ne dea îndemn și putere să slujim cu tot ce avem pe totdeauna și să nu uităm niciodată cât bine ne-ai făcut Tu nouă fiecăruia dintre noi. Îndură-te, Doamne Iisuse, de fiecare om și fă-l să-și aducă aminte cum l-ai izbăvit și pe el ca să-ți slujească ție cu credincioșie. Amin. Ce bine ar fi dacă fiecare din noi ne-am aduce astfel aminte și l-am binecuvântat pe Dumnezeu, că și față de mine și față de voi, scumpii mei ascultători, copiii Domnului, Dumnezeu s-a arătat nespus de binevoitor de atâtea ori. Câte rugăciuni v-a împlinit, la câte dorinți nu v-a răspuns, din câte temeri v-a scăpat, câte bucurii v-a dăruit în inimă. Și oare noi nu trebuie să-i fim lui toată viața și din toată inima adânc recunoscători? Ba da, să-l slăvim din toată inima, pentru că bucurii și mai mari și binecuvântări și mai multe este gata mâna lui să ne dea și dragostea lui să ne aducă, dacă noi îl vom iubi și îi vom fi credincioși. Slăviți să fie Domnul!